Andrelui Grigoraș au fost cantonați timp de două săptămâni la Sibiu la finele lunii iunie. Au jucat atunci și un amical cu Voința pe care l-au pierdut cu 2-4 după ce la pauză conduceau cu 2-0. Scenariul de coșmar nu se va repeta și în meciul de sâmbătă, crede antrenorul. Sincer, atunci nici nu m-a interesat rezultatul. Chiar mi-aș fi dorit și mi-am dorit să primesc o palmă, echipa să primească o lovitură din asta pentru a-i trezi puțin la realitate. Nu cred că au scuze, ne-au bătut. Poate au un ascendent moral acum că ne-au bătut atunci cu 4-2, dacă nu mă înșel, după ce am condus noi cu 2-0. Sunt convins că nu vom putea repeta istoria de atunci. Mi-aș dori să avem iarăși 2-0, să vedem dacă mai putem de 4-2. Cu toate că au promovat la masa verde și nu au un lot de speriat, Grigoraș nu-i privește de sus pe sibienii care au fost egali Stelei și au învins Astra în primele etape. E o echipă ambițioasă, o echipă imprevizibilă, o echipă care până la urmă n-a pierdut decât etapa trecută la Mediaș, dar și atunci și la 0-0 au avut situații de a marca. Per total, o echipă foarte harnică, disciplinată și cu dorință de a afirma. Iar echipele astea sunt extrem de periculoase atunci când nu le tratez așa cum ar trebui. Cu 6 puncte din duelurile cu Sibiu și Mioveni, Pandurii ar avea o șansă istorică de a urca pe podium după primele 6 etape. Gorjenii ar acumula astfel 13 puncte și ar depăși recordul lui Cârțu de acum 2 sezoane. Ar fi senzațional, dar nu e atât de ușor cum am crede noi sau cum ar crede unii dintre noi. Nu este ușor. Meciul dintre Voința Sibiu și Pandurii e sâmbătă de la ora 18. Liga 1 se va întrerupe apoi timp de 2 săptămâni pentru meciurile naționale cu Luxemburg și Franța.